Milioane de clienți din întreaga lume cumpără alimente proaspete direct de la producătorii locali cu ajutorul rețelelor de socializare sau a magazinelor online. Primesc produsele chiar de la agricultori în ziua și locul stabilite. Eu sunt de acord ca producătorii să fie primii vânzători. E greu de eliminat intermediarii că ei măresc prețurile. În România însă, micii producători care livrau marfa cumpărătorilor în orașe riscau să fie amendați de inspectorii protecției consumatorilor pe motiv că realizau o activitate comercială, spune ministrul economiei. Din acest motiv, Ministerul Economiei a propus modificarea legii. Îi amenda că n-au aprobare să fie piață. Și ei ziceau, păi noi am cerut la primărie și primăria ne-a zis că nu e nevoie de aprobare pentru ce facem noi. Adică cel care trebuie să-ți emită autorizația zicea că n-ai nevoie, dar altă instituție a statului zicea că de fapt ai nevoie. Și atunci tocmai de aia e nevoie să clarificăm lucrurile. Livrarea directă către consumatori a alimentelor comandate pe internet ar urma să fie astfel exceptată de regulile privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. Odată cu eliminarea intermediarilor, vor scădea și prețurile de achiziție, spun reprezentanții agricultorilor. Scăderea prețului va fi cu minim 30%. Plus de faptul că noi, producătorii, în general, acordăm bonusuri, niciodată el nu este farmacist tăranul. Când ai spus un kilogram, poate să fie un kilogram 200. Părerile micilor producători de a vinde marfă pe internet direct către clienți sunt însă împărțite. Tu știi să umblăm cu internetul. Producătorul să uite să-și facă marfa. N-are timp să stea de buton ăla, butoane. O să mai dureze chestia asta, cred că trebuie să se întâmple într-un final. Modificarea legislativă propusă de Ministerul Economiei este în prezent în dezbatere publică și ar putea fi aprobată la începutul toamnei.